Mormântul Mădălinei cu piatra elegantă din marmură albă a fost înconjurat sâmbătă atât de familie cât și de ploieștenii pe care i-a încântat cu melodiile ei. Întotdeauna, acum și pururea și în vecii veci, ora mine. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. 7 ani fără Mădălina. 7 ani greu, foarte greu și greu va rămâne continuare cât suntem pe pământ. Să pierzi așa ființă, copilul tău iubit, nu este ușor. Foarte greu, dar mergem înainte, Dumnezeu ne-a dat cât putem duce. Am duc crucea cât pot și omul poate și o duce dacă vrea. Eugenia Manole, mama Mădălinei, a murit în primăvara acestui an cu durerea în suflet că nu și-a mai văzut nepotul de ani de zile, după ce soțul fiicei sale a decis acest lucru. Nu m-a întrebat că nu știu nimic. Este a doua durere care mama Mădălina i-a pus greu la suflet treaba aceasta, dacă așa a vrut tutorele lui, așa a crezut că e de bine, să fie sănătos și să facă ce crede el. Noi nu puteam să stresăm copilul, să-l luăm cu forță, n-am făcut asta niciodată și nici nu o voi face. Să-l crească liniștit, copilul a făcut 8 ani. Pastorul Dumnezeu va mai trece ani și va veni el singur să-și vadă și unde e mama, că nu știe. Nu numai familia a venit la căpătâiul Mădălinei, ci și admiratorii au adus o floare la mormânt. Daniel Gheorghe, fanul cel mai înfocat, nu putea lipsi nici acum. Acesta a adus o fotografie înrămată, așa cum face ori de câte ori vizitează mormântul. Suntem vorbim de multe. Ați cunoscut-o? No. Și ne-a fost dragă. Și cu cântecele și cu tot sufletul ei și cu tot ce... A trecut 7 ani. Da. Nu ne vine să crede. Ce să facem? Pe 14 iulie 2010, cântăreața Mădălina Manole a fost găsită decedată în locuința sa după ce a ingerat o cantitate considerabilă de furadan, substanță folosită ca pesticid. Era chiar ziua în care ar fi împlinit 43 de ani. Au urmat ani de procese și scandaluri în care părinții ei au încercat să demonstreze că fiica lor nu s-a sinucis și că vinovat pentru moartea Mădălinei este doar soțul Petru Mircea.